la prea cald, la frig. Ce mâncăm la fel de mult și există anumite alimente, cheie să le numesc așa, în această perioadă, astfel încât organismul să nu aibă de suferit? Momentan ne aflăm într-o perioadă de tranziție, o perioadă extrem de benefică pentru organism, în care avem la îndemână o mulțime de alimente bogate în vitamine și minerale, mă refer la fructele și legumele de sezon. Dar este și o perioadă în care putem să ne pregătim pentru sezonul rece, în care, într-adevăr, organismul nostru va fi supus unui stres considerabil. Așa cum vara am suferit din cauza stresului termic, din cauza căldurii înalte, iarna va trebui să ne adaptăm temperaturilor joase și acest lucru deschide calea către o mulțime de probleme. Practic, toți germenii din jur vor sări pe noi să ne îmbolnăvească. Dacă găsesc o portiță liberă, vor produce afecțiuni. Dacă, în schimb, suntem pregătiți, nu se întâmplă acest lucru. Iar alimentația este un factor care poate să ne protejeze împotriva bolilor de tot felul. Există anumite alimente cheie, să le numesc așa? Ar trebui să consumăm din anumită gamă mai mult? Aș spune că principala modificare pe care o facem în cadrul alimentației la trecerea sezonului rece este creșterea cantității de alimente care conțin proteine, pentru că proteinele stau la baza construirii sistemului imunitar, a factorilor ce compun sistemul imun, cel care ne protejează. Pe de altă parte, aportul de vitamine și minerale este de asemenea deosebit de important. Ca să revin la partea cu proteinele, ce înseamnă concret acest lucru? Să creștem aportul de carne, lucru pe care oricum îl facem în mod natural. Oamenii care trăiesc în zona temperată consumă mai multă carne în perioada de iarnă. Acum, practic, oamenii moderni au la îndemână cam toată gama de alimente, deci nu s-ar pune problema că nu mai avem acces la fructe și legume, însă părere personală ar fi că o creștere a nivelului de proteine ar fi benefică pentru organism. De asemenea, proteine de calitate luăm și din lactate, care vin și cu aportul de calciu, și din ou, din alușuri de ou în special. În privința fructelor și legumelor, pentru că practic nu mai avem fructe de sezon decât cele pe care le importăm din țări străine, ar fi bine să creștem cantitatea de citrice. Putem să consumăm ananas, fructe exotice mai curând, și mere, pe care le-am recoltat în toamna cea trecută. Avem tendința să mâncăm mai mult și, pe urmare, luăm în greutate. Este în regulă lucrul ăsta? Bineînțeles că nu este în regulă. Tendința de a mânca mai mult este completate și cu tendința de a face mai puțină mișcare în perioada de iarnă datorită temperaturilor crescute. Ar trebui exact invers să facem. Dacă totuși mâncăm mai mult, cel puțin să creștem și cantitatea de efort fizic, astfel încât să nu lăsăm pe perioada iernii organismul să ia în greutate nici măcar un kilogram. Nu avem un motiv să mâncăm mai mult în perioada de iarnă. Avem un motiv să mâncăm mai bine din punct de vedere calitativ, alimente mai bune. Un alt aliment pe care l-aș menționa este iaurtul, prin aportul său de probiotice, acele bacterii care ne protejează la nivel intestinal de flora microbiană agresivă. Deci, și pe de altă parte, iaurtul este o sursă bună de proteine. Ne completăm alimentația cu suplimente naturale, cu suplimente alimentare din farmacii, cu fier, cu... Fier nu este nevoie să luăm decât în cazul în care există o anemie demonstrată. Însă, în perioade de iarnă, cei care se simt slăbiți sau nu își pot asigura o alimentație de calitate, pot să contrabalanceze prin administrarea unui complex de vitamine și minerale și prin administrarea de acizi grași omega-3, care sunt acizi grași esențiali extrem de importanți pentru organism. Așadar, în timpul iernii putem, sau în timpul sezonului rece, să zic așa, putem să avem o alimentație sănătoasă și fără să ne luăm în greutate și în același timp să ne și ferim de boli. Nu numai că putem, dar este absolut
esențial să avem această atitudine de-a lungul întregului an, nu